seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorie care fac să vorbească o țară întreagă. Pentru prima dată el la spital. Fiul Carolinei Tabureanu din Chișinău a ajuns internat în secție de neurochirurgie a spitalului Valentin Ignatenko cu multiple traumatisme. Băiatul de 11 ani a fost bătut de un coleg de școală. Mama copilului ar fi aflat abia spre seară despre cele întâmplate. Femeia spune că nimeni din administrația școlii nu ar fi anunțat-o despre acest incident. Înainte de asta l-au băgat pe în dulap. Înțelegi? În așa cazuri trebuie să fie sunată de la școală. Abia după ce fiul i-a destăinuit durerea, Carolina ar fi aflat detaliile incidentului. Ea spune că după lovituri băiatul ar fi fost și umilit. Trei femei străine să-l dezbrașe până la chiloț și din urmă chiloței să-i dea jos. Mama băiatului crede că administrația școlii poartă vina pentru acest conflict. Femeia afirmă că directoarea a încercat de mai multe ori să ascundă de părinți situații grave în care au ajuns copiii. Prima dată în clasa a patra, că el a fost presat, știi? El anume nu atât fizic cât moral. Cazul a stârnit un val de reacții în mediul online. Alte zeci de mame au venit în susținerea femeii, spunând că și ele s-au pomenit în situații similare. Și să răspundă pentru ce s-a întâmplat. Acum, mama copilului agresat cere ca directoarea instituției de învățământ să răspundă pentru acest incident. Ea spune că ar fi gata să o atace în instanță. Eu o să lupt pentru copilul meu până în pânzile albe. Ce s-ar fi întâmplat în acea zi după ușile închise ale liceului? La ce alte lucruri grave ar fi fost supus elevul agresat? Cum comentează administrația liceului acest conflict? Și cum putem acționa atunci când copilul nostru ne spune că nu mai este în siguranță la școală? Discutăm astăzi. Carolina Tabureanu, mama băiatului care ar fi fost bătut la școală, a venit astăzi la noi să povestească despre acest conflict. Să încurajăm! Bună seara! Carolina, bună seara! Bine ai venit la noi! Te rog să iei loc! Bună seara, da! Carolina, în primul și în primul rând, tu când ai aflat despre incidentul de la școală? Luni după masă de la fiul meu. El a venit acasă și, și ți-a povestit din start sau a încercat să ascundă? El a încercat să ascundă, am scos asta foarte greu din el. Eu l-am văzut că a venit schimbat. Apropo de starea lui, el cum acasă a venit? Pentru că tu zici că după aia l-au luat la spital. Da, da. El a venit schimbat, a venit fără dispoziții, era un pic așa mai negru sub ochi și foarte trist. L-am întrebat, s-a întâmplat ceva? Nu, mama, nu nimic. Eu mai întreb o dată, eu doar te văd ca mamă, că ești schimbat, ceva s-a întâmplat. El spune, uite, mamă, s-a întâmplat... Și a început să-ți povestesc. O bătaie, da, la școală, dar nici nu vreau să vorbesc despre asta, că oricum eu o să fiu vinovat. Cum nu vrei să-mi povestești? Mama, trebuie să știi ce s-a întâmplat. Mi-a arătat mâinile lui, da, că a avut aici niște vânătăi și mi-a spus că s-a început așa ca dintr-o joacă, după aia... Dar ce a început ca într-o joacă? De ce se jucau? De ce se jucau? Ei se jucau ca prinsele pe loc. Asta era după, era în pauză după prima oră, da, era dimineață încă. Și nu poți alerga, asta nu e ca în pauza mare când mai iese pe afară. Și ei se jucau de prinsele pe loc. Un băiat, cum mi-a spus el, un băiat pierdea jocul, da, și s-a enervat, l-a luat pe fiul meu. Întâi a fost băgat într-un dulap. După câte am înțeles, dulapul cel nu este obișnuit să deschizi ușa și să intri în el. Dar e așa trebuie, da? El a fost băgat în dulap. După aia a încercat să iasă de acolo. După ce a ieșit de acolo, el a fost bătut. Și a fost bătut... Asta a făcut un copil sau mai mulți copii cu el? Nu, asta a făcut un copil. Colegul... care l-a agresat. Chiar coleg de clasă. Da, chiar coleg de clasă. Agresorul, el și fizic, e mult mai... Dezvoltat. Mai dezvoltat, mai mare, mai... Așa. Dar cum ai înțeles că lucrurile merg spre spital? Cum am înțeles?
El când mi-a povestit că este, a fost o bătaie, eu ca mamă de băiat, da, care mai face uneori șotii năzbâtii, am crezut că este o bătaie ca între băieți, se mai întâmplă. Eu nici nu m-am așteptat că a fost într-așa un hal. Când la noi, marți, la școală, este zi online, da, și noi am stat acasă. Nu s-a conectat fiul online pentru că el se simțea rău. Da? El, deci, deja a doua zi dimineață. El și în prima zi am încercat ceva cu să-l alint și spun să-ți comand ceva din mâncare, este fast food-uri. Uh-huh. El a mâncat și a vărsat. Vomitat. Da. Așa. Eu am crezut... Dar că îți spunea că îl doare capul? El care... îmi spunea că îl doare capul, că are grețuri și are amețeli. Dar nu ai crezut că poate fi vorba de simptomele unei comoții? Da, că eu n-am crezut că poate fi o comoție, pentru că noi niciodată n-am stat la spital, noi n-am avut ceva de genul, nici pe aproape, da? Și a doua zi dimineața ai chemat salvare? Nu, a doua zi eu tot am așteptat că e online, spun, a sta mai mult acasă, să odihni, poate fi mai bine. Miercuri, noi am plecat la școală, da? Eu am vrut un răspuns de la administrație. Totuși ai vrut să aflu. Da, eu am vrut să aflu ce s-a întâmplat, pentru că de la școală pe mine nu m-a contactat nimeni. Eu am telefonat deja luni seara, la orele 7, așa, am telefonat conducătorul clasei, da, să întreb ce s-a întâmplat la școală. Dumnealui mi-a spus că a fost o neînțelegere între băieți. Așa numit. Așa numit, da. O Hai să vedem, tu ne-ai pus la dispoziție niște imagini video, da, în care a fost surprins acest incident. Da. Acum o să-l vedem, nu are sunet, dar o să-l putem urmări. Și după asta chiar și experții noștri se vor expune dacă este vorba doar de un incident. Aici fața agresorului nu se vede, dar el încă... Noi protejăm copiii, el încă zâmbea. El încă în acest moment zâmbea. Da? Spune-mi, te rog, în primul rând, de unde ai aceste imagini? Cine a stat să filmeze? Aceste imagini, pentru bucuria mea, da, le-am primit miercuri dimineață, înainte de a intra în cabinetul directorului. De la cine? Cine de un coleg, din clasă a transmis fiului meu. Eu cred că, eu tot am observat că băiețelul ăsta zâmbește. Asta dă dovadă că aici trebuie să ai inimă, să ai suflet, să ai un pic, cum să dai așa? Eu nu-mi imaginez să văd că în copilul meu să dă în așa hal. Eu cred că m-aș răzbuna pe părinți, sunt fii de iertare, dar mie mi se ridică, adică eu mă afectează emoțional. Eu nu pot să mă uit, pur și simplu. Asta e oribil. Acest copil, ceea ce vede acasă, asta face aici, pentru că trebuie să ai, nu știu, să ai suflet în tine, în primul rând, ca tu să... Nu permiți chestia asta. Eu aș începe că loviturile pe care le face niște lovituri interzise chiar și în box. Astfel de lovituri nu se permite nicio luptă, pentru că face lovituri după cap. Adică vorbesc de aspectul acesta de lovituri care duc chiar la comoții și chiar ce s-a întâmplat ulterior că a fost intrat în spital, acesta este rezultatul loviturilor care au fost făcute după cap. Referitor la faptul că este o neînțelegere sau așa o discuție dintre bărbați, după cum eu văd, aici este o lovitură, două, trei, patru, în serie, ceea ce înseamnă că a provocat anumite leziuni corporale. Aceste leziuni corporale au dus la disfuncționalitatea creierului, cât și a organismului copilului dumneavoastră. Da. Are anumite consecințe. Eu la fel, pe mine mă emoționează aceste imagini când văd că tot dă cu pumnul așa în capul lui. Să auzim cine au spus medicii de la Spitalul Valentin Ignatienco despre starea în care a ajuns la ei fiul tău. Atenție! Diagnoza stabilită, traumatism craniocerebral închis, comoție cerebrală. Copilul stă cu cefalee, cu amețeli, cu grețuri, a vomitat odată, deci, dar la moment o să fie încă examinat. Mai are și dereglări de vizuale. Tratamentul o să fie în timp de 5 zile. O să primească tratament, apoi la domiciliu, o să mai continue. De la medici de la spital ne-au dat indicații să ne adresăm la medic neurolog, psiholog,
să urmăm tratament de 21 de zile, da, și timp de o lună de zile să fie exclus efortul fizic și psihoemoțional. Câte zile a stat el la spital? 6, da, 6 zile. 6 zile. Da, 6 zile noi ne-am externat, da. Acum mergeți la școală? Nu. Nu mergeți, încă sunteți în tratament. Suntem în tratament. Medicul nostru de familie luni revine din concediu și o să ne adresăm la medic, să luăm tratament, plus la toate. Eu nu știu cum eu o să-l mai duc la școală, da? Când el acolo nu se simte în elementar în siguranță. Dar administrația școlii, în special doamna director, ea știa despre incident? Copilul meu, când am venit să jelui, da, că ce s-a întâmplat, el a fost luat în cabinetul medicului. A, deci, stai puțin, imediat după incident, el a mers la administrație să se plângă. Doamna directoare, el a plâns. La mine copil foarte emoțional, da. El, dacă se întâmplă ceva, păi asta e o tragedie. El trebuie să lămurească, el trebuie... Și el a mers la administrație. El a mers, da, la doamnă directoare. A spus, așa, eu am fost bătut. El a primit răspuns, și ce tu vrei de la mine? După bătaie, copiii au venit întâi, au scris declarații. Au scris declarații la cele întâmplate. După ce copilul meu, eu n-am fost anunțată, eu nu am fost anunțată. Copilul meu a fost luat în cabinetul medicului, din spusele lui a fost doamna directoare, a fost doamna psiholog și a fost medicul. Nu știu precis dacă a fost și doamna șef adjunct. Copilul meu a fost dezbrăcat. El a fost dezbrăcat. Asta e o intimidare. El aproape, noi în ianuarie facem 12 ani, el în fața mea nu se dezbracă, că mamă, că el deja se intimidează. El sus a fost dezbrăcat, jos au fost dați pantalonii până la jumătate și la chiloței, mă scuzați, parte din spate, tot a fost dat jos să controleze. Cu ce drept? Dacă s-a proces și la faptul că a fost dezbrăcat, ar fi și un tratament inuman față de copil și degradat intimidarea copilului. Trebuia mama în acel timp să fie anunțată sau nu trebuie? Declarațiile copilor, nu poate să scrie un copil declarație în lipsa părintelui. Neapărat fiecare copil care, în cazul, iată, incidentului, trebuia să fie anunțat toți părinții din clasă, anume la copiii care trebuiau să facă declarații. În prezența părintelui, copilul face declarații și nu copilul, dar părintele scrie din vorbele copilului. Deci nu au nici acest drept să facă administrația instituție. Atâta timp cât copilul se află într-o instituție de învățământ, răspunde instituția. E poartă răspundere pentru toate cele întâmplate în... Dar aici este, din cele ce spuneți și din ceea ce am văzut, este grav. Este... poate să ajungă și la răspundere penală. Acum, Carolina, hai să vedem ce le-ai povestit colegilor mei despre seara în care copilul tău s-a întors de la școală cu vânătăi pe corp. Atenție! Carolina Tabureanu din Chișinău are 36 de ani și este mamă a doi băieți. Femeia povestește că tatăl copiilor este plecat peste hotare și de mai mulți ani nu poate reveni acasă, așa că ea este nevoită să-și crească de una singură feciorii. Eu sunt 24 din 24, înțelegi? Noi ne uităm filme împreună, noi gătim împreună, noi ieșim la zoopark, în parcuri. La 11 ani el ne spune, mamă, învață-mă să gătesc. Carolina este vlogger și se bucură de popularitate în online-ul moldovenesc. Ea este urmărită de 30.000 de abonați, majoritatea fiind mame tinere. Așa că atunci când s-a produs incidentul cu fiul ei, ea a decis să-l facă public. Toți mă susțin. Toți îmi spun să merg la poliție, apără-ți copilul, fă dreptate. Femeia povestește că fiul mai mare de 11 ani a învățat primele 3 clase într-un liceu privat din capitală. Din cauza taxelor mari, însă, Carolina spune că a fost nevoită să-l transfere într-o instituție de stat, doar că aici s-a ciocnit cu un car de probleme, mărturisește femeia. Anul trecut încă era cum era, dar anul acesta, la mine copilul, el nici nu vrea să iasă afară în curte. Lui asta dăm eu băgat în cap. Și nu s-ar întâmpla, iar eu o să fiu divin. Carolina povestește că fiul ei nu a fost primit bine nici de profesor și de administrația liceului. Băiatul devenea tot mai nesigur pe el și nu-și mai dorea să meargă la școală. Mama, tu știi, eu și m-am gândit că tu totuși ai dreptate. Trebuie să ne schimbăm de la altă școală.
alt sunet care a fost la mine. Că el, mamă, dar poți să rămân acasă. Reacția administrației instituției la ultimul conflict a lăsat o mască pe femeie. Ea spune că directoarea ar fi încercat să ignore totul. Mama, eu m-am dus la directoare. El a venit cu plâns, doamnă directoare, pe mine m-a bătut, e că așa și s-a întâmplat. Și răspunsul dumnei, și ce vrei? Mai mult, Carolina afirmă că după ce ar fi fost agresat, fiul ei a fost umilit. Și de data aceasta nu de colegi, ci de personalul instituției. A fost luat de către psiholog în cabinetul medical, unde copilul meu a fost dezbrăcat. Fără prezența mea, trei femei străine să-l dezbrașe până la chiloț și din urmă chiloței să-i dea jos. Asta cum? Asta nu-i traumă psihologică? Carolina spune că administrația ar fi încercat să o învinuiască de neglijență și agresiune față de propriul copil. Și eu avut în vedere cu asta? Înseamnă că eu, acum mă gândesc un altă, bat între șeie că poate copilul meu are violență în familie. Dar și-ați făcut, și faci tu cu mama acasă, dar și-ați făcut voi duminică. Tine mama te pedepsește, scopul lor să mă atace pe mine. Ceea ce am observat, foarte mulți copii nu vor la școală, din cauza că acolo nu este o căldură, atât între colegi cât și între profesori. Și mai este o chestie, dacă e cu minte, e rău. Dacă e obraznic, la fel e rău. Pentru că dacă este obraznic, de ce l-a bătut? Dacă e cu minte, săracul stă și așteaptă să-l bată toți, să râdă toți de el, să-l filmeze toți și copilul ăla ajunge psihic bolnav. Pentru că el e copil. Eu, din acest filmuleț, inclusiv din spuse noastre, am văzut două categorii de acțiuni. Prima este violență fizică și a doua este violență psihică, care a fost supus colegul ăsta cu copilul dumneavoastră. Referitor la violența psihică, ea se reduce la ceea că ulterior nu vrea să plece la școală, fiindcă el se află în nesiguranță la școală. În limbajul acum contemporan se numește bullying. Referitor la violența psihică care a fost supusă pe parcursul anilor, dumneavoastră trebuie să puneți pe gânduri din ce cauze el nu se află în siguranță, din ce cauze este umilit acolo în școala respectivă, din ce cauză profesorii care sunt obligați să iau o atitudine umană și empatică față de copii, față de copilul dumneavoastră nu a făcut. A doilea moment, referitor la violența aceasta fizică care s-a produs în liceul respectiv, aici este o altă categorie de răspundere, o altă mâncare de pește. Dacă la aspectul bullying, atunci s-ar putea să se finalizeze cu o răspundere disciplinară, cu o anchetă de serviciu, inclusiv raport de, față de director, față de dirijinte de clasă, față de psiholog, fiind în conformitate cu standardele în domeniul educației, erau obligați să anunțe părintele în raport cu copilul dumneavoastră dacă s-a întâmplat o astfel de violență fizică. Era obligat. Noi vedem că lucrul acesta nu s-a întâmplat. Mai mult ca atât, administrația școlii, administrația liceului a dorit să ascundă. De aceea eu vă reiteram ideea că e bine ca direcția municipală în domeniul educației să se autosesizeze pe acest caz și să investigheze acțiunile directorului și administrației în raport cu incidentul respectiv. Însă, referitor la violența fizică, aici nu se reduce numai la răspundere disciplinară și liberare din servici. Ea poate să se finalizeze cu intentarea dosarului penal, însă nu față de copil, dar față de părintele care a educat un astfel de copil care a produs astfel de leziuni corporale unde copilul dumneavoastră s-a ales cu anumite leziuni corporale. De aceea eu vă dau un sfat. Ați depus o plângere de acum la poliție. Da. Ați luat extrasul de la medicul curant care v-a tratat copilul dumneavoastră și arătați negru pe alb cine este agresorul, cine sunt părinții agresorului și să fie atrasă răspundere penală în raport cu leziunile corporale care au fost provocate sau care au fost create copilul dumneavoastră. Măi, oameni buni, nu știu de ce în ultima vreme eu sunt și diriginte și profesori de două discipline. În ultima vreme, părinții sunt categoric împotriva profesorilor și invers. Am colegi care când mă duc și spun de un elev, chiar că așa am probleme, nu știu cine e mamsa, nu știu cine e tatso. Când vorbesc cu părintele spun nu știu cine e profesoara așa, cine e profesoara așa. Nu știu de unde s-a luat chestia asta.
Eu socot că părintele, părinții, ambii părinți, împreună cu profesorii trebuie să fie cei mai buni prieteni. Că noi împreună cu dumneavoastră educăm copilul exact. Dumneavoastră. În cazul în care copilul a venit acasă și a spus, copiii exagerează, nu m-am convins o singură dată. Copilul când vine și vă spune dumneavoastră ceva acasă, dumneavoastră imediat îl credeți. Deci nu mai puneți mâna pe telefon, sunați la dirigente, la profesorul care, la care s-a jăluit copilul dumneavoastră, imediat începe să-i țineți parte și adică îi cresc corniță și copilul nu mai ascultă profesorul și ala, vă ascultă pe dumneavoastră. Cazul ăsta, dacă să vorbim exact la acest caz, eu nu cred că asta a fost prima dată. Prima dată când s-a finalizat cu, iată, și s-a finalizat cu traumele astea. El a mai fost, cu siguranță. Și copilul dumneavoastră nu-i prietenul cel mai bun cu dumneavoastră, dacă nu v-a spus, că până și tu a ajuns la încăierarea asta, au mai fost cu siguranță. Mi-a spus. Eu sunt sigur de asta. Eu și nu degeaba copilul dumneavoastră nu vrea să ducă la școală. Ei văd în familie, nu vă supărați, dacă încep un cuplu a certa în familie, nu certează nici unul, nici altul. Mănâncă bătaie, dar gura tot așa. Eu încerc scuze, eu aici vă întrerup. Copilul meu așa ceva nu vede și nici nu poate să vadă. Deoarece soțul meu este, în primul rând, acum la moment plecat. Și în afară de dragostea mea față de copii, da, el altceva nu vede. La mine vine tăticul meu, cabunel, moș. Copiii mei sunt încojurați de dragoste. Prima la mână. Doi la mână. Eu sunt la curent cu toate cazurile care se mai întâmplau la școală anterior. Că am mai fost bătăi, de asta și-am menționat că eu n-am făcut panică din start și ne-am adresat noi la medic, deja după ziua de miercuri, când am văzut, da, un filmulețul și cu ochii mei, cum era bătaia într-adevăr. Trebuie de la primul gest, de la primul dejițel care a fost pus mâna pe copilul dumneavoastră. Păi tot dumneavoastră vă contraziceți, tot dumneavoastră vă contraziceți, dumneavoastră spuneți că, nu, dumneavoastră spuneți acum că dacă se întâmplă ceva, noi imediat ridicăm panică și la copiii noștri cresc coarne. Nu m-ați înțeles corect. Scuze, eu tot o să vă contrazic, pentru că tot am copil de 13 ani, niciodată nu am pus coarne, nu trebuie să generalizăm, adică copilul vine acasă cu o problemă, niciodată nu am pus coarne, întâi îl descos așa cum știu eu, cu toate că când mă mintic, odată e atât de credibil, dar nu îi punem coarne, nu trebuie să generalizăm. Așa caz, nu se uit cu vederea, gata, s-o bătut și o să punem coarne la copilul meu și tot s-o terminat. Nu e adevărat. Sunt copii corect, care atât de bine manipulează părinții, că da, părinții nici nu cred, dar unicul lucru care trebuie de făcut, de sunat diriginta, primul lucru, diriginta, după care noi aflăm adevărul. După ascultăm, da, e adevărat, trebuie să ascultăm și copilul nostru, pentru că copilul trebuie de ascultat, după care noi vedem care iese, de fapt, adevărul de la profesori. Și pe urmă ascultăm și copilul nostru. Asta așa am avut în vedere. Da, dar nu înseamnă, da, dumneavoastră ați generalizat că copiii îi punem coarne și el mai departe nu ascultă. Nu este eu, adevărat. Eu păi și n-am văzut, nu vorbesc. Tot ziceam, ca să fie ceva mai serios într-o zi. Și ca s-a întâmplat la noi. El este luat și peste picior și amenințat. Trebuie să răspundă penal pe această situație. Profesorii mulți spuneau că chiar acum îți demonstrez că nu ești pe nota pe care ești. După mine, este absolut neprofesionist. Eu am văzut la fiul meu, în Viber, cum îi se cer sume de bani. Era un pic așa mai negru sub ochi. Mi-a arătat mâinile lui, da, că a avut aici niște vânătăi. Și mi-a spus că și ei se jucau de prinsele pe loc. Un băiat pierdea jocul, da, și s-a enervat, l-a luat pe fiul meu. Întâi a fost băgat într-un dulap, după aia a încercat să iasă de acolo. După ce a ieșit de acolo, el a fost bătut. El a mers, da, la doamnă directoare, a spus, așa și așa, eu am fost bătut. El a primit răspuns, și ce tu vrei de la mine? Eu n-am fost anunțată. Eu mai repet, eu nu am fost anunțată. El sus a fost dezbrăcat, jos au fost dați pantalonii până la jumătate și la chiloței, mă scuzați, parte din spate tot a fost dat jos să controleze. Ar fi și un tratament inuman față de copil și degradat intimidarea copilului. Cum eu să-l mai duc la școală, da? Când el acolo nu se simte în elementar în siguranță. Era
acum, în platoul nostru, va intra o altă mamă cunoscută și ea, mediul nostru online. Anastasia Nedbailova a venit să-și exprime și ea indignarea față de acțiunile administrației școlii. Ce o nemulțumește? Aflăm imediat. Continuăm. Anastasia, pe pagina ta de Instagram ai vorbit mult despre acest caz pe care îl discutăm astăzi și vreau să te întreb ce te-a indignat pe tine cel mai mult. De fapt, pe mine m-a indignat mai mult pentru că, nu știu, eu am avut două cazuri de genul, când profesorii, când direcția nu este responsabilă de copiii noștri. În cazul nostru a fost că în clasă am avut un copil care deja deseori îi făceau observații toți că el este bătăuș și așa mai departe. Direcția niciodată n-a luat în considerare părinții, adică făceam tot adunări și așa mai departe. Și eu tot ziceam, zic, ca să fie ceva mai serios într-o zi. Și ca s-a întâmplat la noi. Într-o bună zi mă sună secretara școlii și îmi spune că, uitați-vă, este un accident la noi la școală cu ficiorul dumneavoastră. Sigur că eu în două minute eram la școală. Și mi-a spus că e în joacă o petricică, e s-a nimerit în cap. Sigur, o petricică era, dacă sincer, de mărimea degetul meu, de arătător. Adică și era vorba de cusut la toată rana aceasta. Eu așa m-am pierdut și repede la urgență am fost. Acolo mi-a spus că comoție, trebuie de cusut băiatul, lecuire, două săptămâni și așa mai departe. De la școală niciun sunet n-am primit. Niciunul, nimeni nimic n-a spus. Eu am venit peste o săptămână la școală, deja când băiatul se simțea mult mai bine. Și mi-a spus, noi ce putem face? Duce răspundere profesoara. Dacă doriți, plecați la poliție, dar o puneți în situație pe profesoara. Și din cauza că eram într-o relație mai bună cu profesoara, eu nu am făcut nimic. Din păcate. Dar aici ce te indignează? Ce anume? I-am spus Carolinei că dacă n-am făcut-o eu, trebuie să o facă ea, pentru că, într-adevăr, eu cred că direcția întotdeauna trebuie să răspundă pentru copiii noștri. Anume direcția și nu doar profesorul, da? Și atât cât profesorul, atât și direcția trebuie să răspundă. Colegii mei au reușit să discute cu tatăl elevului care l-ar fi agresat pe fiul tău. Hai să auzim ce ne-a spus el, atenție. Eu am avut un mic conflict cu colegul, am zis de la un dolap, era important copilul să conștientizeze că nu trebuie să manifeste așa gen de comportament. Lucrul ăsta noi l-am discutat. Chiar mi pare rău, adică asta e mesajul principal, esențial, și dacă putem să fi de folos cu ceva, suntem gata oricând, adică în orice moment. Eu am văzut la fiul meu în Viber și am făcut screen-uri cum îi se cer sume de bani, adin 200 de lei ca să te bocănesc, cum s-au pune acolo... Chiar colegii de clasă, din colegii clasa de, lui, da, sau cineva mai mare? Și colegii de clasă și cineva mai mare, cunoscuți, frați, nu știu, la cineva mai mare, tot din gașca lor, dar scrie acolo și cineva mai mare. Așa, am înțeles. Li se propune țigări electronice, electronice, că să cumpere. Să cumpere. Și, da, fiul meu refuzând, el este luat și peste picior și amenințat și nu știu ce. Eu sunt la curent cu toate ce se face în clasă, în școală, din păcate și cu părere de rău. În primul rând a mea ca părinte, da, și indignarea mea, asta nu este la curent administrația școlii, dirigintele clase, înseamnă că, din păcate, acestea, eu despre lucru... Dar tu i-ai pus la curent atunci când tu ai descoperit? Eu am spus și iarăși copilul meu de fiecare dată... Ai mers chiar la administrația școlii? Da, am mers la administrația școlii și de fiecare dată este spus că copilul meu înflorește. Nu-i chiar așa cum povestește. Nu-i chiar... De unde ați luat? De unde? Că, chiar când cu bătaie, eu când am spus că a fost așa cum mi-a povestit, mie mi arătau declarațiile. Aici sunt declarațiile, toate sunt diferite. Eu spun, ok, păi poftim video pe masă. Mulțumesc domnului că video cineva a transmis fiului meu. Și când l-am pus pe masă, spun, după video se vede că e fix în fix, cuvânt în cuvânt, cum spune copilul meu. Hai să vedem ce ne-a povestit copilul tău cu acordul mamei. Colegii mei au discutat cu băiatul de 11 ani despre incidentul în care a fost implicat. Și acum îi vom auzi mărturie. Atenție la ei. Colegii mei se comportă cu mine parcă
sunt cu ceva mai bun ca mine sau, de exprimat altfel, sunt mai rău ca dânsii. Am vrut să ne jucăm și colegul meu de clasă pierde dintr-un joc și din cauza la jocul acesta s-a nervat și a început să mă bage în dulap. Părerea mea personală este că de la un joc să procedez așa este foarte urât și inaccesibil. Am îndus la doamna directoare, deoarece că am fost nemulțumit de dirigintele meu, deoarece că n-a luat nicio decizie. Adică la el n-am nicio pretenție, dar am vrut să... Eram supărat foc pe colegul meu și am vrut să fie pedepsit. Psihologul, nu știu, trebuia să mă ajute, dar psihologul nu m-a pus într-o situație mai incomodă. Mi-a acordat întrebări care nu erau la temă. Copil cu minte liniștit și poate ușor influențabil și a avut poate deseori cazuri, dar nu v-a spus din cauza că s-a temut să nu vă duceți la școală. Știți cum e? Ești băieț, acum și numesc ce-și fetiță, ce-i spui lui mama ta, sau ceva de genul. Dar se vede că e educat, e un copil foarte, foarte cu minte, da. Stimați colegi, cazul respectiv nu este unic în Republica Moldova. Eu cred că sunt cazuri sistemice. Mai în fiecare liceu sau școală poate să se întâmple, nu un caz, două sau trei, dar multe. Deci este un fenomen care trebuie pus punct și eu cunosc că chiar s-a elaborat și o lege. S-a elaborat chiar și o lege, un proiect de lege în prezent care se discută în rețele de socializare, inclusiv cu juriștii, cu apărătorii drepturilor copilului, și anume legea anti-bullying, sau se numește legea anti-tortură sau anti-violență psihică. În conformitate cu această lege sunt indicate care sunt obligațiile administrației școlii în momentul când se comite acțiuni bullying și cum trebuie să procedeze dirigintele de clasă și cum trebuie să acționeze un consiliu care se formează în cadrul școlii, anume Consiliul Anti-Bullying. Este descris negru pe alb cum se acționează. Dar dacă s-a trecut dincolo de violență psihică, atunci mergem la violență fizică. Iar de acum nu mai cade sub categoria bullying, dar cade sub categoria provocarea leziunilor corporale, care vorbeam de acum anterior, și de acum aici poliția trebuie să fie anunțată, numai decât trebuie poliția să ia anumite acțiuni, să organizeze sau să investigheze în raport cu cei care au creat sau au provocat leziunile respective. Iar acum în platoul nostru va intra o fostă elevă a liceului despre care vorbim. Cine va povesti ea? Auzim imediat. Dimitrița, bună seara! Bine ai venit la noi! Bună seara! Spune-mi, te rog, dacă încă mai ești elevă? Nu, deja sunt studentă. Dar ai făcut același liceu cu feciorul eroinei noastre, Carolina. Da. Am înțeles că tu te-ai transferat la acest liceu deja fiind mai mărișoară, da? Câți ani aveai? Da, chiar în clasa 7-a, când am venit în liceu, nu știam de faptul că fosta directoare de la liceul din care a venit de la Bălți a participat la un concurs la care a câștigat și dumneavoastră trebuia să fie director la liceul acesta. Când am intrat în liceu, am fost primită, să spun eu, foarte urât de colegi și de profesori, fiindcă am fost luată drept spion din partea doamnei directoare. Care doar pentru că veneai și tu din Bălți? Da, pentru că am venit de la liceul unde dumneiei cândva a fost director. Și după asta, colegii mereu mă batjocureau într-un fel, unii chiar păreau porecle, unii chiar veneam la școală, ce crezi că ești prea deșteaptă, că ai venit cu note atât de umflate. Crede-mă, profesorii mulți spuneau că chiar acum îți demonstrez că nu ești pe nota pe care ești. Eu fiind trecând așa, această trecere de la Bălți la Chișinău a fost una grea, adică eu am pierdut din materialul școlar, și normal, și când am venit mi-au pus niște întrebări care nici nu le puteam ști și spun profesoarei, doamnă profesoară, eu nu cunosc, fiindcă nu am trecut tema aceasta. Dacă puteți, eu pentru lecția viitoare mă pregătesc, dumneavoastră o să-mi dați întrebările date, la care dumneavoastră spus, toți copiii sunt egali, pe mine nu mă interesează de unde ai venit tu. Și după asta mama a scris o cerere, o plângere la Ministerul Educației și când s-au apucat de treabă, adică s-a investigat cazul dat, am rămas tot noi vinoveți, adică că spunem doar minciuni. Nimeni nu a vrut să dea un răspuns clar și concret și
Nu știu, adică pe mine foarte mult m-a... Ai absolvit liceul acesta? Nu, am trecut la alt liceu. Imediat atunci, da, automat. După aceste două săptămâni, timp de o săptămână, am fost transferată în alt liceu. Am intrat cu comisia de la Ministerul Educației, am intrat într-un liceu. Am fost timp de o săptămână... Comisia, mergeam la școală, comisia era prezentă la toate lecțiile care eram eu, ca să nu se întâmple astfel de chestii. După care au spus că mulți profesori au rămas indignați, chiar la liceul acela, liceul B, să spun așa, de aici în Chișinău. Au spus că e imposibil așa ceva, adică cum e posibil ca un copil să fie tratat atât de urât de un profesor? Ca să înțeleg, în liceul B totul s-a redresat? Acolo erau, în genere, am fost tratată destul de frumos, colegii au fost destul de amiabile, adică am fost primită altfel. Situația a fost altfel decât în liceul ăla. Dumitrița, eu îți mulțumesc pentru ceea ce ne-ai povestit. Noi am invitat administrația acestei școli să vină în platoul nostru pentru a face claritate în cele întâmplate în cazul fiului Carolinii. Directoarea liceului a refuzat invitația noastră, dar ne-a oferit un interviu la telefon. Să auzim. Cazul acum se află în proces de cercetare, care examinează cazul și după ce se încheie toate cercetările, după ce avem concluzia acestei comisii de examinare, putem să ne pronunțăm asupra cazului. Până nu avem noi concluzia, nu ne putem acum referi și discuta detalii despre acest caz. De ce nu ați anunțat imediat părinții despre acest incident? Instituția la moment atunci le-a făcut toate procedurile așa cum a considerat atunci la moment că trebuia de acționat. În rest, comisia de examinare se va pronunța ce s-a făcut corect, ce nu s-a făcut corect. Noi, administrația, am arătat imparțialitate. Asupra cazului se lucrează cu copii. Cei implicați în incidentul ăsta a primit o lecție de viață. Printre altele, această comisie nu va fi obiectivă, va fi tendențioasă, de aceea trebuie să fie organizată o investigație din afara acestui liceu în raport cu acest caz. Colegii mei au mers și ei la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău pentru a afla ce se cunoaște acolo despre acest incident. Să auzim comentariul șefului adjunct al direcției, doamna Viorica Negrei. Atenție la ecran. Avem o situație destul de neplăcută, cu adevărat. Deci noi am fost informați de către instituția de învățământ, dar nu în ziua în care s-a desfășurat acel incident. Respectiv am fost informați și de către mama copilului și ne-am autosesizat din materialele care au fost în presă. Echipa noastră mobilă imediat aici în teren, apoi am inițiat o anchetă de serviciu deja pentru a stabili circumstanțele celor întâmplate. Din sesizarea scrisă depusă de mama, avem și celelalte și multe alte aspecte care la fel sunt examinate. Obligativitatea cadrelor de conducere sau a dirigintelui este raportarea necesității imediate părintelui. Am să zic doar o încălcare care este vădită și care este incontestabilă, celelalte n-am să le zic. Deci la moment o încălcare care o cunoaștem noi este neinformarea Direcției Generale imediat situații întâmplate. Îndemnul nostru pentru toți directorii și pentru toate situațiile este să fie deschiși, să fie transparenți, dar respectând în același timp normele legală și tot ce ține, de exemplu, de datele caracter personal. Într-adevăr, Ministerul a aprobat un regulament pe cazuri de violență, care imediat în aceeași zi trebuia să anunțe toate instituțiile specializate, inclusiv și asistentul social, poliția, Ministerul Educației, Direcția, pe cazul și să-l înregistreze în registru cazul de violență fizică. Deci ei nu au făcut, cu regret, au încercat să acopere acest incident, da? Să nu iasă la iveală, mai ales să nu fie discutat și în mass media, ceea ce nu le s-a primit. Eu cred că este, da, într-adevăr, o neglijență din partea administrației instituției și nu vreau să zic și psihologul aici este foarte vinovat și nu știu dacă are studii psihologice sau este un simplu profesor, pentru că dacă era un psiholog adevărat, nu făcea ceea ce făcea față de copil. Este mult mai grav tratamentul acesta inuman să dezbrace un copil față de trei persoane adulte. Este un tratament inuman. Și cred că o să mergeți până la capăt și o să-i trageți la răspundere. Da. Pentru că trebuie să răspundă penal pe aceste situații. Cine? Copilul, cele trei persoane care au supus copilul la tratament inuman.
Psihologa Victoria Gonța a avut o ședință de consiliere cu băiatul agresat și mama acestuia. Înainte de a-i auzi concluziile, să urmărim cum a decurs această întrevedere. Atenție la ecran. Este un copil foarte ager, este un copil deschis, se simte jignit, umilit nu doar de situația de bullying prin care a trecut, ci se simte umilit de atitudinea celor care trebuia să intervină în situația de bullying. Erau situații în care era bine să intervină niște adulți, dar nu s-a făcut. A fost mai mult decât a putut el rezista. Tocmai am auzit în material că băiatul este afectat totuși, atât de comportamentul colegilor, cât și a celor maturi. Vă rog să ne explicați acest lucru. Chiar dacă copilul ăsta este unul rezilient, are un psihic puternic, un sistem nervos puternic, el oricum n-a putut rămâne indiferent față de ceea ce i s-a întâmplat. În primul rând, a manifestat foarte mult curaj ca după ce i s-a întâmplat situația asta să meargă, să vorbească despre situația de bullying deschis, să se adreseze administrației școlii și acest comportament merită toate aplauzele. După care nu s-a soldat cu succes această comunicare, a fost învinuit, a fost blamat, da, de administrație, găsindu-i învinuiri personale. Deci, cumva, din start a fost clar că instituția nu își asumă și nu vrea să intervină în situațiile de bullying. Copilul ăsta a povestit în ședință de mai multe situații din clasa lor în care a fost bullying și în care, chiar în fața profesorilor, li s-a întâmplat copiilor și nu s-au luat măsuri. Cumva, cadrele didactice ignoră situațiile astea și consideră că băieții ar trebui să se descurce singuri. E adevărat că situațiile de bullying sunt cele mai frecvente în clasele a 6-a, 8-a, deci statistic asta se întâmplă cel mai mult aici, în mediul ăsta de vârstă, dar asta nu înseamnă că ei trebuie lăsați fără supraveghere sau trebuie lăsați să se descurce singuri, pentru că comportamentul greșit trebuie oprit. Odată ce nu îl oprești din start, el se va perpetua, el se va repeta. Iar bullying-ul are un specific. Odată ce îi se permite să se manifeste pe contul altuia, deci comportamentul ăsta devine unul dorit, pentru că de fiecare dată el acumulează mai multă și mai multă putere, mai multă forță. Și atunci copilul ăsta care a fost în situația asta agresor, ar putea deveni agresor în continuare. Poate el acum nu este un agresor tipic. Acum a fost o situație în care i s-a stimulat comportamentul ăsta. În bullying toți sunt victime. Și copilul care a suportat abuzul, dar și cei care au privit, și cei care au participat, pasiv sau activ, și însăși agresorul. Tot este victimă, pentru că el învață un comportament Victoria, greșit. Dacă îmi permiteți, eu o să vă enumerez toate funcțiile pe care le aveți și le-ați avut. Sunteți director al Școlii Doctorale de Psihologie, Ion Creangă. Ați fost șefa Catedrei de Sociologie la ULIM, decan al Facultății Psihologice din cadrul Universității Americane din Moldova. Deci aveți și o experiență pedagogică foarte mare. Și vreau să vă rog, din experiența proprie, cum ați putea caracteriza reacția administrației școlii și dacă ați putea să veniți cu niște sugestii pentru ei? Ce nu au făcut corect și cum ar putea să se corecteze? După mine, este absolut neprofesionist. Există Convenția Drepturilor Copilului și școlile sunt obligate să aibă protocoale referitor la asigurarea securității copiilor și drepturilor copilului. Eu, din studiu pe care l-am făcut noi în 2019 cu UNICEF-ul, a fost clar că vreo 60% din școlile noastre au aceste protocoale și metodologii, regulamente aprobate la nivelul școlii. Cred că și în școala asta există. Nu cred că un liceu de top ar putea să nu aibă metodologii și regulamente aprobate. Mai ales la ceea ce se recomandă la nivel de administrație publică centrală.
Totodată, a aproba regulamente, a aproba proceduri, nu înseamnă a le ignora. Deci, odată ce le-ai aprobat, încearcă să familiarizezi cadrele didactice cu rolul lor, ce au de făcut ei în situații de bullying, în situații de violență. Să informeze copiii despre ce înseamnă bullying și cum să se comporte în situații de astea, pentru că a rămâne indiferent, nici celorlalți copii nu le face bine. Ce finalitate vezi în acest conflict? Iată... Eu vreau să spun că acum, după toate, încă eu sunt ca... încearcă pe mine tot să fac o victimă a bullying-ului, de mine victimă nu faci, s-au autosesizat părinții de pe grup, pe Viber și asta mame, maturi, da, doamne, scriu cine ce are pe fiul meu de să adunem că eu am vrut să mă fac că situația a apărut și în știri și mi-au spus că ce, vrei să, ai vrut să te faci vedete și să adunăm cât mai multă murdărie pe fiul meu ca el să fie dat afară din școală. Și plus la toate, încă s-a fost făcut sondaj pe Viber să voteze cine e de acord să ne dea pe noi afară din școală. Cine a fost inițiatorul acestor mesaje și a sondajului? O mamă din comitetul părintesc. Că părinții în grup întotdeauna vor să dea bine pe lângă profesori, care profesori cumva să-i așa, mânjească sau să-i, cum era în perioada turcească, să-i ungă cu o notă mai bună și să spună că ca părintele cu tare, uite ce au făcut, o inițiat ca nu să-i scudem această persoană din școală. Dar, uitați-vă, întotdeauna persoanele care sunt cu verticalitate, persoanele care au curaj și vor să ducă lucrurile până la capăt, inițial ei nu sunt înțeles de societate, dar aceste persoane mișcă lucrurile din loc. Adică aveți toate șansele să fiți apărători a dreptul omului. Cine vă așa mai departe și știți oameni buni cu omul care nu tași, suferă. Da. Așa am suferit și eu, deci mergeți mai departe, fiindcă eu socot că nu trebuie să luați copilul din liceu, uitată. Special asta să rămâi aici, să-i arătați la toți că el e puternic și cu siguranță după emisiune se va ridica. Mergeți mai departe pentru a fi pedepsite acești funcționari care au admis neglijență în serviciu. Aceasta este neglijență directă, pentru că, v-am zis, n-au raportat cazul, n-au acordat asistență necesară, ba din contra, au intervenit cu tratamente inumane. Sunt gata să vă ajut ca avocat și fără un orariu. Deci, mulțumesc, telefonul, să vă duceți până la capăt și să atrageți la răspundere și să încasați prejudicii moral și material. Mulțumesc, aici încheiem liniște și pace. Mulțumesc.